Care considerați că e cea mai periculoasă adversară din grupa de Liga Națională? Eu cred în momentul ăsta că Austria este cea mai bună echipă. Din toate adversarele am încercat să facem o analiză și ne reiese în acest moment, atât pe analiza video cât și statistică, Austria este cea mai bună echipă, este cu un joc complet între organizarea ofensivă și organizarea defensivă, este un echilibru și în momentul de față arată că ea este principala candidată la câștigarea grupei. Necalificarea națională e o tragedie, dar echipele noastre de club, care dau mare parte din lotul național, au probleme cu echipe de nivel secundar din Europa. Credeți că se folosește o unitate de măsură diferită în evaluarea performanțelor pentru naționale și echipele de club? Clar că da, și e și normal. Aș puncta doar prin simplu fapt că, vorbind de echipa națională, noi luăm cei mai buni jucători de la echipele de club. Și atunci e normal ca și echivalarea să fie diferită. Aprecierile și tot ceea ce constată oamenii, e normal să fie, așteptările să fie mult mai mari la noi, pentru că încercăm să luăm cei mai buni jucători români în momentul de față, atât din campionatul intern cât și din străinătate. Veți purta o discuție specială cu jucătorii care au venit după înfrângerea din Europa League, din Georgia și în contextul reacțiilor care au fost după această eliminare? Nu neapărat, pentru că în situația asta poate să fie și Cipri Deac, care în ultima perioadă s-a tot vehiculat că trece printr-o perioadă mai slabă după ce a ratat aceste penaltiuri. Nu. De ce? Pentru că vom încerca prin exercițiile pe care le facem la antrenamente să ne atingem obiectivele tactice, tehnice, fizice și mentale, dar și să creăm o atmosferă destul de bună. Ce post considerați că ar fi cea mai mare problemă națională în acest moment? Nu cred că văd neapărat un post deficitar. E clar că avem anumite probleme, dar asta nu vine neapărat că jucătorii lipsesc pe anumite posturi, ci pur și simplu din faptul continuității. Adică sunt jucători unde mi-aș dori să joace mai mult, cum ar fi fundași și laterali. Pentru această convocare și în această perioadă am avut destul de mari probleme la postul de fundaș dreapta. S-au accidentat Kipciu, pe care noi îl vedeam în acea poziție, Cristi Manea. Am apelat la Burcă, știm că este un jucător care poziția lui de bază este fundaș central, dar a făcut-o foarte bine în poziția de fundaș dreapta la CFR Cluj. După aceea Hanca, care la fel, chiar dacă joacă la echipa de club mijlocaș dreapta, eu cred că poate să o facă foarte bine fundaș dreapta, a mai făcut-o, e un jucător cu o inteligență destul de ridicată și care se poate adapta foarte ușor la planul nostru de joc. Întrebări de la Gazeta Sportului. Cu excepția fundașilor centrali, ați convocat în mare majoritate jucători cu profil ofensiv. Puteți să argumentați de ce această opțiune? Cred că am încercat de-a lungul timpului să-mi arăt filozofia atât la FCSB cât și la Naționale Tineret. Sunt un antrenor care îmi place să am controlul jocului. Nu neapărat din punct de vedere tactic, cât din punct de vedere ofensiv al impresiei. Îmi plac jucătorii de atac, îmi plac jucătorii care au creație, îmi place să stau cât mai mult în jumătatea de teren a adversarului. Și cred că ăsta este motivul pentru care în momentul de față am chemat atât de mulți jucători creativitate. În plus de asta, sunt foarte mulți jucători tehnici buni români și cred că ar fi fost o problemă destul de mare dacă nu am încercat să integrăm cât mai mulți dintre ei în Naționala României și cât mai mulți dintre ei să facă parte din primul 11. E un avantaj faptul că la nivel Under-21 în aceste preliminarii ați luat 4 din 6 puncte antrenorului Irlandei de Nord, care a fost numit de curând selecționer la Naționala de Senior? La nivelul antrenorilor poate părea un avantaj psihologic, dar cred că discutăm de un nivel mult mai ridicat al jucătorilor, atât cunoștințe tehnico-tactice, cât și din punct de vedere al valorii. Și aici probabil că toate avantajele astea se vor echilibra în timpul partidei. Va trebui ca noi să venim cu ceva nou, pentru că atât eu l-am urmărit pe el, cât și el pe mine, tot ceea ce a încercat să facă la Naționale Tineret, ne știm cum să ne anihilăm reciproc. Dar eu cred că până la urmă cel mai important lucru este ca băieții noștri să înțeleagă ceea ce noi dorim de la ei, pentru că sunt câteva lucruri noi vis-a-vis de sistemul de joc, de ceea ce noi dorim ca și principii generale de joc ofensive și defensive. Ce trebuie să se întâmple în aceste două meciuri ca să nu avem emoții că n-ați mai prinde banca tehnică și la barajul cu Islanda, așa cum ați spus într-un interviu?
Nu știu dacă aș putea să găsesc într-un singur cuvânt. E clar că, în primul rând, îmi doresc ca jucătorii să înțeleagă cât mai bine ceea ce noi ne dorim de la ei. Nu vreau să mai văd jucători timorați, vreau să văd jucători cu personalitate, jucători care, în momentul în care arbitru a fluierat startul partidei, să văd jucători care chiar au plăcerea de a juca. Să nu uite că aici nu suntem pentru nicio echipă, aici suntem pentru trei culori. Suntem pentru o nație întreagă și fiecare trebuie să înțeleagă că părticica lui va face fericit 20 ceva de milioane de români. Sunt jucători la care ați renunțat și pentru că schimbați sistemul și nu s-ar fi integrat? Ne-a spus mai devreme de Man. Mai există un alt exemplu? Da, ar mai putea intra aici la fel de ușor și Mihailă, dar la fel de bine ne-am gândit și cu Adi Mutu cum să facem în așa fel încât ambele echipele naționale să fie foarte echilibrate, pentru că sunt meciuri importante. Să nu riscăm să aducem jucători la echipa mare și să nu evolueze sau să evolueze foarte puțin. În schimb, ar fi făcut-o poate de la începutul meciului la Naționale Tinere. Și atunci am fi riscat oarecum să avem jucători care nu evoluează și am fi lăsat descoperit. Pentru că s-a tot amânat data debutului ca și selecționat. Nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Cred că la nivel de informații s-au aglomerat acum destul de multe într-o perioadă scurtă, pentru că nu mai avem decât o lună de zile până la barajul cu Islanda. Dar, spre deosebire de un antrenor de club, chiar avem timp la dispoziție pentru a pregăti un meci. Întrebări de la Antena 1. Având în vedere că debutați în pandemie, cum simți jucătorii în aceste vremuri ciudate? Să știți că pe unde am putut urmări antrenamente, pe unde mi s-a permis protocolul medical, nu am văzut o mare schimbare la jucători. Ba din contră, în această perioadă m-au surprins, cluburile și antrenorii, staffurile, pentru că au făcut o treabă destul de bună. M-aș fi așteptat la mult mai multe accidentări, dar se pare că în momentul de față se lucrează foarte bine în România și cred că nu mai putem să ne plângem că nu avem preparatori fizici foarte buni, antrenori sau chiar manageri de cluburi. Credeți că o echipă românească va putea să ajungă în acest sezon în grupele Europa League? Da, eu cred că CFR, FCSB, Botoșani își va juca șansa, chiar dacă va întâlni adversari mult mai puternici, dar jocul pe care l-au cu Marius Cruitoru le dă și lor șanse că se pot califica. Mi-aș fi dorit și Craiova, cât mai multe echipe românești, pentru că avem nevoie de jocurile astea internaționale pentru a crește valoarea jucătorilor la nivel de club, iar după aceea, în momentul în care vin la echipa națională, tuturor ne-ar fi mai ușor. Claudiu Cheșelu a avut o reacție nervoasă după marcarea ultimului gol al Budogoreț ieri. Credeți că are legătură cu neconvocarea lui? Acum, glumind, unul din doi, adică ori era antrenorul lui, probabil că acele cuvinte s-ar fi îndreptat către unul dintre noi. Dar eu personal n-aș avea nimic împotrivă dacă la fiecare convocare ar înscrie gol, poate să întoarcă să înjure. N-aș avea nicio problemă. Ultima întrebare. Deac a ratat și aseară penalti. Ați avea curajul să-l desemnați executant la echipa națională? Da, aș avea curajul și vis-a-vis de asta chiar aș putea să spun de ce. Am avut acest episod acum 5 ani de zile cu Nicușor Stanciu la FCSB, când în momentul Cupa Ligii, Poli Timișoara a ratat un penalti. La al doilea l-am văzut că s-a îndepărtat de zona penaltiului să nu fie numit din nou, l-am strigat, l-am pus să bată din nou, a dat în aceeași parte, în același loc, a ratat, norocul lui s-a numit Alexandru Chipciu, că a venit și a introdus mingea în poartă. După meci am discutat și i-am spus, și azi de ce l-am mister, data viitoare, vă rog frumos, dacă ratezi penalti, să nu mai pune și a doua oară. Și zic, Nicu, și dacă aveam al treilea penalti, tot tu bătei. La care a rămas puțin șocat. De ce? Zic, simplu, dacă aș fi pus alt jucător să execute penaltiul și ar fi ratat, aș fi avut doi jucători din punct de vedere psihologic terminați în teren. Așa măcar riscam doar cu tine, erai doar tu. Deci așa și cu Ciprii Deac. Dacă ar fi, aș și miza pe el fără nicio problemă. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu.